care în rubrică nu prea au ce și atunci a venit cu ofertă, asta e ultima ofertă, plecat și nu v-ați spus. Nu așa se discută când sunt probleme în învățământ. Trebuie să numai salarizarea asta. Oamenii sunt supărați și de modul cum sunt tratați la școală. Nu mă bag neapărat la direct la aia, să zicem că nu, că unii sunt colegi de noștri, unii au uitat că sunt colegi. Dar, în primul rând, cum sunt tratați de părinți, de elevi, nu mai au siguranță în școală. Vă credeți că unii mi-au spus, nici atât nu interesează chiar salariul, cât siguranța în clasă. Că au ajuns să fie înjurați, amenințați, unii chiar loviți, nu știu pe unde vom ajunge. Ce putem noi să facem ca profesori ca să fim din nou respectați? Dacă cei care ne conduc nu ne respectă, pe de acolo pornește. Au ajuns părinți în statul mare, și eu sunt comisie și în țară, care deja încep să comandă în școală. Să vezi ce poate că pun în masă. Poate ți-a auzit. Colegii mei de la școala respectivă o să iasă de tot și să nu mai intre deloc în școală. Păi vine un părinte, nu mai trebuie să mă și bată. Și atunci ne miră ca cei elevi copiilor se poartă așa cum se poartă părinții. Trebuie să oprim o dată treaba asta. Credeți că de pe ce l-au venit colegii mei aici? N-avem ce face? Nu cred. Deci ceva trebuie să facă. Deci trebuie să stea de vorbă cu noi serios. Acești bani care se dau de acum, că le dă 2000 de lei ca să ne astupe gura, vreau să vă spun că la ora actuală, de fapt, este exact ce nu te-a acum, pe direcțiile de grevă. De nu ne dă nimica. Atât ne dă. Și de cele care noi să ne oprim greva, să mergem în școală și să dăm medile. Că deja s-a oprit la școală pentru cei de-a 12. Deci lucrăm în timpul liber. Nici măcar să le spună așa, două vorbe. Deci ăsta este modul de a fi tratat la ora actuală de guvern. De aceea oamenii ăștia sunt de stradă. De aceea sunt nemulțumiți. Că sunt bajocoriți. În primul rând, am coborât de la întâlnirea cu domnul prefect, la care ne-am prezentat toate doleanțele. Ca să nu spuneți că numai biroul au fost invitați și trei colegi dintre dumneavoastră, da, au participat la această discuție. Ne-a promis ca și data trecută când am avut întâlnirea cu dânsul că prezintă guvernului doleanțele noastre. Tare multe am spus, recunosc, dar sper măcar o parte din ce am spus. Și pentru că o parte dintre dumneavoastră n-ați auzit când v-am citit acel mesaj, dacă îmi dați voie, pentru că avem timp, nu ne dă încă nimeni afară, așa, să vă mai citesc o dată. Și vă rog să fiți atenți, bine? Bun, mulțumesc. Sper că m-au auzit și cei din spate, da? Bun. Deci, dragi mei colegi, noi cei care suntem astăzi aici, slujim la altarul educației românești, de aceea, împreună, vrem negreșit să dovedim că onoarea și demnitatea nu sunt doar vorbe goale. Suntem aici pentru a ieși din timiditatea malignă și pentru a pune umărul la această inițiativă absolut necesară. Trebuie să avem curajul de a spune lucrul pe nume acolo unde muncim. Să asanăm părere șoptit înveninate care se dispensează cu ușurință de principiile fundamentale unei națiuni. Trebuie cu responsabilitate și naturalețe să atingem punctele nevralgice ale sistemului de educație românesc, asumându-ne antipatii vremelnice și repudieri publice. Implicit demersul nostru are principii pedagogice care vădesc educarea respectului, a demnității și a responsabilității elevilor noștri. Nimic nu este totdeauna la îndemână. Nimic din ceea ce facem acum nu este un drum bătut și răzbătut. Însă, dacă trebuie ca participarea noastră la viața cetății să treacă prin asemenea protest, suntem aici să îndreptăm coloana vertebrală, indiferent de mărirea abuzului la care suntem supuși, indiferent de nedreptățile la care am asistat de prea mult timp resemnați. Adevărata bogăție a unei societăți
constă în felul în care își educă membrii. Garantarea unei educații gratuite și de calitate ar trebui să fie o prioritate pentru orice guvern, iar toți cei care fac acest lucru să se întâmple, trebuie să fie plătiți corect și proporțional muncii lor. Ceea ce facem noi depășește titulatura pe care o avem și este dincolo de dotările oricărei instituții de învățământ în care muncim. Școala zilelor noastre nu mai este doar cântecul o lume minunată în care voi vei găsi numai copii. Nu mai este o lume cu mult soare și cu multe bucurii pentru copii, din păcate. Ci presupune provocări mult mai mari. Însă noi cei din educație facem ca această lume să existe, pentru că un profesor lucrează pentru ceilalți, pentru eternitate, și nimeni nu poate să prezică unde se va termina influența acestuia. Dacă noi cei de aici nu am fi educatori, învățători, profesori, nimeni din țara asta nu ar putea să fie medic, avocat, inginer, economist, nici măcar politician. Dar mai ales nimeni nu ar putea să recunoască valoarea adevărată dintr-o societate. Sunt aici printre noi și cei care, despre cei care se vorbește cu titlul general, persoane auxiliare și nedidactice, dar fără de care instituțiile de învățământ nu ar putea să ofere educația atât necesară.